Angajații Casei de Pensii OLT au descoperit anul trecut, în urma încrucișării bazelor de date cu cele ale administrației fiscale, zeci de pensionari de invaliditate care erau angajați. O parte dintre ei ar fi putut face acest lucru doar că nu aveau voie decât parțial la activitate economică. Debitul înregistrat de aceștia la bugetul asigurărilor sociale a fost recuperat în mare parte. Au fost verificate uh, un număr de 2101. Cazuri uh, ale persoanelor care se află în diverse situații, adică beneficiază de pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate, pensie de urmaș și realizează venituri din contractele de muncă. Uh, au fost uh, emise. Un număr de 47 de decizii, cu un debit total de 48.281 de lei. Din acest debit s-a recuperat suma de 35.992 lei, rămânând de recuperat 12.289 de lei. Angajații casei de pensii Old au mai constatat că alte câteva zeci de pensionari de invaliditate au înregistrat venituri importante ca persoane fizice autorizate. Debitele înregistrate de aceștia s-au apropiat de 250.000 de lei. Mai puțin de jumătate din această sumă a fost recuperată sau de pista persoane care desfășoară activități independente și sunt și pensionare. Au fost verificate un număr de 203 cazuri, au fost emise, urmarea acestora, au fost emise un număr de uh, 29 de decizii, uh, cu un debit total de 243.675 de lei. Uh, din acest debit s-a recuperat suma de 135.000 de lei. Anul trecut au fost verificați pentru a se constata dacă muncesc sau nu peste 2000 de pensionari pe caz de boală. Acțiunea va continua și în acest an. Astfel se dorește diminuarea fondului de pensii de către persoanele care dețin acest statut, deși lucrează.